Siva Turzi, va ridica brațul cei doi arbitri. Faultat de ramba de Talaș. Dacă nu mă înșel, a fost cu echipier la Odorhei. Care urcă pe locul 5. Mai aproape de adevăr acest loc 5 pentru Turda, care speră să termine între primele 4. Rezaura ei, Baciu, din nou cu o intervenție bună. Primul loc e clar și în acest sezon, a contat de Dinamo. Popescu continuă seria intervențiilor foarte bune. Vă spuneam, Turda, locurile 1-4. Ca obiectiv în acest sezon. Time-out cedut de Horațiu Gal. Mai puțin de un minut. A intrat Ghiță în locul lui Rezaura ei. Ghiță, aeriana lui Pințoiu, în combinație cu Ghiță, însă nu a reușit faza Turzi. Atacă Universitatea cu Hosu. Pasă blocată de Ghiță, rămas și pe defensivă. Cântec. Pătrunde acolo Gică Cântec, pasează la Claudio Ramos, 1-1 cu Baciu. Ce intervenție are acolo portarul Universității, Sebastian Baciu. Cântec, din nou Baciu, pune brațul. Rămâne 37-28. Călin Hosu, 7 metri. Și eliminare de 2 minute la Ghiță. Împiedicat acolo Călin Hosu de Cristi Ghiță. Execută Ostace. Față în față cu Popescu. Raul Ostace. Aruncă Ostace și înscrie ultimul gol al întâlnirii. Final de meci aici în sala Gheorghe Barințiu. Thank you.